După lungi așteptări și promisiuni din partea celor de la conducerea județului Caraș-Severin, drumul de legătură dintre Oravița și Brădișorul de Jos intră în reabilitare. În prezent se află în stare avansată de degradare. Consiliul Județean Caraș-Severin, prin Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin, a demarat lucrările la proiectul DJ 573 Oravița-Brădișorul de Jos, întreținere curentă pe timp de vară 4 km. Ne ținem de cuvânt și am început lucrările la DJ 573 Oravița-Brădișorul de Jos, un drum care după finalizare intervențiilor va oferi condiții optime de trafic. Avem programate și alte investiții în infrastructura drumurilor județene, a declarat președintele Romeo Dunca.